Bună ziua și bine ați revenit în sediul Casei de Asigurări de Sănătate Neamț. După cum puteți observa, astăzi am venit cu întreaga conducere a Casei de Asigurări de Sănătate. Voi începe prin a prezenta pe toți cei prezenți. Voi începe cu doamna director economic, doamna Mariana Atomulesei, director relații contractuale, doamna Gabriela Zamfir, și doamna doctor Magda Spânoiu, medic șef al Casei de Asigurări de Sănătate. După cum ați putut observa, subiectul pe care l-am pregătit pentru astăzi este vorba despre programele naționale de sănătate, un subiect destul de important, având în vedere că numărul cazurilor beneficiare de aceste programe naționale de sănătate este un număr destul de mare, de la an la an crește numărul acestora. Și având în vedere că doamna medic șef Magda Spânoiu este coordonatorul programelor naționale de sănătate, vă va prezenta pe scurt acest subiect, după care vom putea discuta despre bugetul care a venit în dimineața aceasta și alte întrebări pe care le veți avea pe parcursul discuției noastre. În legătură cu programele naționale de sănătate, datorită faptului că lucrurile sunt destul de tehnice, am pregătit un material sintetic pe care văd că îl aveți deja, așa că o să punctez câteva lucruri care pot fi de interes. În județul Neamț se finanțează medicamente și materiale sanitare pentru 7 programe de sănătate: oncologie, diabet, boli rare, hemofilie, post-transplant, boli endocrine și ortopedie. Aveți anexat și un tabel cu o situație comparativă privind numărul de beneficiari și sumele care s-au cheltuit pentru fiecare dintre aceste programe în 2017 și 2018. Veți putea observa că și numărul de beneficiari și sumele alocate și consumate au crescut. Noutatea începând din 2018 este finanțarea în țară și în Neamț a unei boli rare noi, care a fost introdusă de anul trecut. E vorba de angioedem ereditar și e important pentru că suntem un județ care avem o incidență destul de mare față de restul țării, pentru că este o boală ereditară familie, cu caracter familial. Avem 5 cazuri într-o zonă limitată a județului. Este o boală deosebită care poate duce la deces, la erori mari de diagnostic, din cauza că este o boală foarte rară și puțin cunoscută de medici, și de anul trecut acești 5 pacienți au intrat în tratament fără nicio dificultate, își pot procura rețetele, medicamentele necesare, n-am avut nicio problemă de finanțare. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Dacă se poate pe zona oncologică, sigur dumneavoastră aveți evidențe mai detaliate pe copii. Din resursele noastre am observat o creștere a cazurilor de cancer la copii, în special pacienții jurători, la copiii chiar născuți cu cancer. În Neamț nu se derulează programul de oncologie din Neamț, este destinat numai adulților. Nu avem... Copiii care se tratează în alte județe nu vin la decontat la Neamț? Nu. Nu se decontează, se decontează deci, în județul unde deci sunt, de unde primesc tratamentul. Noi primim în fiecare an de la Direcția de Sănătate Publică niște date statistice, dar având în vedere întrebarea dumneavoastră, ne-am uitat ieri și nici Direcția de Sănătate Publică nu are defalcat pe copii și pe adulți. Avem oncologie per total și sunt sigură că sunt numai adulți acolo. Deci nu avem... Nu. Pentru copii. Da, sunt spitale, da, la Iași, București, în clinicile universitare, pentru că oncologia pediatrică e
o specialitate. Și, și noi ca și oameni la Neamț, de unde putem să aflăm dacă au explodat numărul de cazuri de o anumită boală sau nu au explodat, sau ca să ne îngrijorăm sau să nu ne îngrijorăm, sau autoritățile? Poate medicii pediatri, specialiști în pediatrie ar putea să mai aibă informații, dar nu date statistice foarte riguroase. Astea numai în clinici, cred că le, în clinici le puteți obține. O simplă întrebare mai am pe subiectul acesta. Nu vi se pare îngrijorător ca nici Casa de Asigurări, nici Direcția de Sănătate Publică să nu știe nivelul unei boli în județul Neamț? Că au explod, că ai depășit numărul, că n-au depășit numărul, că nu este foarte periculos. Casa de Asigurări de Sănătate primește indicatorii de la Direcția de Sănătate Publică și putem observa de la an la an mărirea numărului de cazuri oncologice. De exemplu, la cancer avem, comparativ cu 2017, când erau 1758 cazuri noi de cancer, în 2018 1846 cazuri noi de cancer. Deci putem avea această statistică, dar nu defalcată pe categorii de vârstă. Îmi cer scuze că insist pe acest subiect. Din informațiile noastre adunate pe surse, față de anii trecuți, anul acesta a crescut de 4 ori numărul de copii născuți cu cancer. De 4 ori o creștere este ceva care ar trebui să alarmeze pe toată lumea din sănătate, nu pe noi din presă. Păi dar dumneavoastră din sănătate, no offense față de instituția dumneavoastră, nici măcar nu știți datele. Avem aceste date care, care reprezintă o creștere, într-adevăr, a mai multor boli, nu neapărat cea de cancer. Este îngrijorător și pe noi, după cum vă spuneam de la început, de contările de la un an la anul, de la un an la altul cresc. Da, noi nu avem o evidență a lor, având în vedere că sunt cazuri care sunt înregistrate în centrele universitare unde se derulează aceste programe. Este îngrijorător și alarmant, sigur că, dar noi observăm această creștere la decontările pe care le avem la farmaciile care derulează contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate și cresc de la an la altul, de la un an la altul. Mai mult decât atât, constatăm că nu se merge pe o prevenție la nivel național. Oamenii merg în ultimă instanță, nu sunt cazuri, nu sunt cazuri. Din păcate, nu este conștient cetățeanul că măcar anual trebuie făcut un control riguros pentru a depista sau nu într-o stare incipientă. Dar am încercat să spun că am insistat pe acest subiect, dar m-a spus nouă, nu știu, nu mă pricep, nu ne pricepem noi, dar mi se pare îngrijorător și credem că ar trebui să luate niște măsuri, identificat cauza, că efectul copii născuți la Piatra Neamț cu cancer mai mult. Asta e mai mult obiectul de activitate al Direcției de Sănătate Publică. Ar trebui să ne alarmeze pe toți, indiferent de unde lucrăm. Care sunt costurile pentru cele 5 cazuri de boală rară de care ne-ați pomenit? Anul trecut, și nu e pentru tot anul, pentru programul a început să se deruleze în a doua jumătate a anului, aveți în tabelul pe care vi l-am oferit, dar vă pot spune 673.056 de lei. Și, repet, este numai pentru o jumătate de an, aproximativ. În raport cu alte boli rare, mai spun? E mult, da, e mult. Pentru că sunt cazuri cu pacienții ăștia primesc tratamentul în funcție de numărul de accese pe care le au și îl auto-administrează, primesc alte fiole în momentul în care le prezintă medicului pe cele folosite. Deci, cei care au accese mai dese, și am înțeles de la medicul care coordonează pe țară, centrul de referință e la Târgu Mureș pentru boala asta, că cazurile din Neamț sunt cu accese mai frecvente decât alte cazuri din țară. Diagnosticarea se face tot la Târgu Mureș? Da. E singurul centru? E singurul centru. Și sunt niște investigații specifice care se trimit în afara țării. E centru de referință la Târgu Mureș și este acolo un medic care și-a dedicat toată activitatea profesională acestei boli. Costurile pentru diagnostic sunt cuprinse în acest program?
Dacă se confirmă? Nu, 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 numai tratamentul îl asigură. Nu știu să vă spun, nu, nu știu să vă spun asta. Nu. Rețeta, doamna, întreabă de costurile pentru diagnosticare. Pentru investigații, da. Există posibilitatea ca o persoană să deconteze la Casa de Asigurări de Sănătate analize care sunt foarte necesare, dar nu sunt prinse în deconturile casei? Există vreo posibilitate? Da, noi decontăm investigații paraclinice care se fac în ambulatoriu. Diagnosticarea în cazul acestei boli se face în în general lucrurile, dar hai să vorbim, să îi răspund doamnei. Costurile sunt cuprinse, pacienții ăștia sunt internați la Târgu Mureș și sunt cuprinse în costul în DRG, în costul internării. Deci doar persoanele asigurate. Da, chiar am avut surpriza ca doi dintre pacienți anul trecut să descoperim că nu sunt asigurați și și-au rezolvat problema pe între program. Timp. Pe da, da, aveau venituri, nu puteau pe program. A. La întrebarea dumneavoastră, cred că vă pot răspunde eu. Prin Casa de Asigurări de Sănătate nu se decontează asiguratului niciun, în afara dispozitivelor medicale, ca, sens în care se eliberează o decizie. Deci, noi nu decontăm... La analize, mă refer. Analizele care sunt, în, care sunt cuprinse în pachetul de bază, acelea sunt decontate furnizorilor cu care noi avem încheiat contract, nu persoanelor în sine, prezentându-se la noi la Casa de Asigurări de Sănătate. În urma eliberării unei rețete sau a unui bilet de trimitere, ei pot merge la furnizorii care sunt în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și acolo beneficiază de serviciile care sunt menționate pe biletul de trimitere, respectiv pe rețete. Nu decontăm asiguraților. Vă pun această întrebare pentru că am avut ieri o discuție și la DSV, pentru că este pe domeniul lor de activitate, pe tema toxoplasmozei. Mulți medici pun un procent în copiii care au retard pe baza acestei boli, care nu este decontată la ea nicio analiză la gravide. Toxoplasmoza trebuie să o facă din banii ei gravida sau de multe ori nici nu se recomandă. Mai ales cele din mediul rural, habar n-au că există această analiză. În normele noi care vor apărea, am înțeles că vor fi incluse niște investigații în plus pentru gravide, pentru ambulator. Nu știm până încă. Până nu vor apărea aceste norme. Odată cu apariția noului program, bugetului de care vorbiți, se dă drumul și la analize, pentru că la Roman, până la ora asta, nu... S-au epuizat, probabil, fondurile. Deci se merge pe ce s-a primit până acum. Atunci îi dau cuvântul doamnei director economic, pentru că a văzut bugetul dimineața aceasta și... Da, după cum știți și dumneavoastră, bugetul pe anul acesta încă nu a fost aprobat. Dar pentru a asigura funcționalitatea instituțiilor publice, nu neapărat numai noastră, mergem pe prevederile legii 500, care menționează că până la aprobarea bugetului anual se asigură media 12 luni, media lunară, anului precedent. Și avem alocarea pentru luna martie la nivelul realizărilor din anul precedent. Sumele care sunt alocate pe fiecare domeniu vor permite asigurarea accesului asiguraților atât la servicii medicale cât și la investigațiile despre care ați întrebat dumneavoastră, pe baza programărilor pe care le fac la furnizori. Cu cât se întârzie aceste alocări, ținând cont de bugetul, dacă o veni undeva prin mai... Nu înțeleg întrebarea, în ce sens întârzie. Există o întârziere în decontare dacă nu s-a prenat bugetul, nu s-a stabilit? Nu. Deci noi avem, încheiem contracte cu furnizorii, asta o să vă precizeze doamna director relații contractuale, în limita bugetului pe care l-avem aprobat, acum vorbim de luna martie, deci se vor încheia adiționale și acești furnizori care sunt în contract cu noi vor asigura investigații de laborator sau imagistică
în limita acelei valori. Furnizorii raportează la noi serviciile prestate, investigațiile prestate și noi le decontăm luna următoare. Deci în luna aprilie vom deconta luna martie pentru investigațiile paraclinice. Și n-am avut niciodată întârziere în această situație. Am înțeles că la farmacii v-ați apropiat de... La farmacii și la programe de sănătate există un alt termen de decontare și este prevăzut în contractele încheiate cu furnizorii. Deci nu se fac decontări de pe o lună pe alta, ci ajungem la 90 de zile de la data raportării. Există reglementarea legală în funcție de consumul pe care raportează furnizorii. Noi raportăm, decontăm după 90 de zile. Dacă nu mai au colegi întrebări, aș mai avea o întrebare. Și dumneavoastră, ca și noi, dacă vă merge ceva greșit la mașină, o duceți la service. Aici vedem din această statistică o creștere a tuturor bolilor. Dacă comparăm cu statistica de la statistică, o să vedem că populația este în scădere, numărul bolilor în creștere. Ceva nu funcționează. Pe cine ați anunțat că ceva nu funcționează la Neamț din punct de vedere a sănătății? Că aveți o statistică care vă arată că ceva nu funcționează, undeva scârție rău. Această statistică este la nivel național, este îngrijorător la nivel național. Creșterea numărului de cazuri, de boli, atât rare cât și cele uzuale, este în creștere. Este știut la nivel național faptul că populația este în scădere. De aceea, în ultimul timp, cred că ați observat că se face foarte multă publicitate pe prevenție, însă cetățenii, din păcate, nu sunt conștienți de acest lucru și nu merg să-și facă controle și pentru a putea preveni, într-un fel sau altul, acutizarea bolilor. Ați sesizat undeva mai departe și dumneavoastră... Noi trimitem lunar indicatorii ăștia la Casa Națională. Lunar, trimestrial, anual, cumulat, de programe vorbesc. Vă răspund, ceva, totuși. Vedem, facem cereri de finanțare în funcție de cazurile noi. Chiar anul trecut am primit finanțare în funcție de ce am solicitat. Doamna directoare de prevenție, nu știu, în Statele Unite, dacă timp de un an de zile nu îți faci analizele obligatorii, anul următor este dublă asigurare de sănătate. Nu știu, ați venit cu propunere pentru inițiativă legislativă, pentru că a venit ceva, că teoretic așa ar trebui să funcționeze lucrurile într-o democrație și într-o țară ca a noastră, să plece inițiativa de jos și cei de sus o construiască și să o facă lege. Ați plecat de jos cu ceva, ați trimis ceva spre ei? Pot să răspund. Vă rog frumos. Deci, există o lege care reglementează toate aceste lucruri, niște principii în ce privește asigurările de sănătate care sunt sociale în țara noastră. Deci nu putem judeca după sistemul din America. Deci sunt alte criterii. La nivel național, la ei se derulează două programe, atât. Președintele Obama a îmbunătățit, dar știți că s-a revenit după ce a venit Donald Trump. Dar noi le avem niște principii pe care trebuie să le respectăm. Nu putem noi să venim și să spunem că nu-i bine și propunem bine că a spus acest lucru, pentru altceva. Că cei care se uită ar fi bine să înțeleagă și care sunt principiile prevenției la noi, că noi nu le vedem. Deci, există un pachet de bază pe medicina primară, medicina de familie. Prima legătură este medicul de familie. Și omul se programează, își face investigații prevăzut în acest program, tocmai evaluarea riscului pe aceste boli cronice. Dar dacă, bineînțeles că aici trebuie să facă ceva ca și educație, pentru că oamenii nu știu că dacă merg la doctor anual, își fac investigații, bine, asta hotărăște medicul, evaluează riscurile, stabilește ce fel de investigații trebuie să facă, îl încadrează într-o categorie de risc, îl sfătuiește, îl trimite la specialist. Dar educația trebuie să înceapă din școli. Știți că la noi, deci asta este o altă discuție. Atunci când oamenii vor înțelege acest lucru și impactul acestor boli va scădea. Pentru că dacă se constată din timp ce risc ai, știi, îți schimbi modul de viață, urmezi
un tratament. Nu mai ajunge în faze grave, pentru că omul se prezintă de obicei la spital, știți foarte bine, urgență, spital, în stare foarte gravă și costul este foarte mare în situația respectivă, suferința pacientului este foarte mare și de multe ori știți că se ajunge la deces. Deci lucrurile sunt mult mai complicate de atât. Dincolo de educație, dumneavoastră sunteți vechi în sistem și dumneavoastră știți foarte bine o statistică pe oncologie, 2000 și ceva de cazuri pe an, dacă ne uităm imediat după revoluție la 40 de cazuri pe an, este ceva care nu mai ține de educație, ceva care ar trebui să sune alarmele. S-ar putea să țină și de faptul că acum se diagnostichează, posibilitățile de a diagnostica sunt mult mai bune decât după revoluție. Și după revoluție. Nu. Nu s-a evoluat în 30 de ani. A evoluat enorm de mult domeniul oncologiei. Enorm. Se diagnostichează cazuri care ajungeau înainte în fază finală. Și o singură întrebare, că am monopolizat întrebările. Scuze, dar aș fi vrut să continui să termin ideea. Cu siguranță, prin Ministerul Sănătății se derulează astfel de programe pentru prevenție și pentru că este un obiect de activitate al Ministerului Sănătății. Aș vrea să mai fac eu niște precizări legate de faptul că ați spus că noi nu știm câți copii sunt bolnavi de cancer, că poate nici DSP-ul, dar unitățile care derulează programe naționale de sănătate sunt stabilite prin lege. De ce? Pentru că intră în și derulează un astfel de program o unitate sanitară care îndeplinește niște criterii. Deci pentru boli foarte grave se stabilesc în clinici, da? Așa cum este oncologia pe cost, volum, rezultat. Deci se derulează numai în orașele universitare, pentru că numai acolo se poate urmări exact tratament, efect și eficiența și eficacitatea. Deci lucrurile sunt foarte bine stabilite prin lege și unde trebuie să fie dirijat pacientul, pentru ca el să poată beneficia cel mai bun tratament. Nu știu, noi avem, să spunem, într-o comună o poluare majoră care duce la niște diagnosticuri foarte rele. Cum aflăm acest lucru? Dacă nimeni nu fie clar. Păi, asta poate să sesizeze direcția de mediu, nu? Care știe toate aceste lucruri. Unde este poluarea? Nu pe localități. Dacă ne uităm în statistica pe care o avem de la DSP, pe zone. Avem pe zone. Da. Și acolo vedem exact unde și este sigur, mai mare. Mult mai mare. Da. Exact. Da. O întrebare, că nu au reușit cei de la Direcția de Sănătate Publică să mă lămurească și sigur ei sunt în evidență dumneavoastră, de la an la an și nu se vorbește la neamț, crește numărul adulților bolnavi de HIV cu transmitere sexuală. Nu? Vorbește nu se derulează prin casă. Nu le decontați tratamentele lor. Este un program al Ministerului Sănătății. Nu. Altceva, da. Nu decontează pentru dumneavoastră. A fost cândva, dar acum nu mai este. Aveți noutăți legate de dosarul electronic, după cum știm, am început a fost declarat neconstituțional. Ce se mai întâmplă cu implementarea acestui dosar electronic de sănătate? Deocamdată nu e funcțional modulul. Bun, și cu ce afectează celelalte programe electronice? Nu afectează. Sunt total programe diferite. Sunt programe diferite. Programul electronic de sănătate este diferit de sistemul informatic care există. Deficitul de număr de medici de familie mai puteți actualiza? Putem spune că în momentul ăsta sunt 3 localități care nu au medic de familie. Aici au fost propuneri pentru modificarea legislației și anume medicul de familie să poată deschide un punct de lucru în astfel de localități, iar programul lui să poată desfășura în aceste localități un număr, știu cât ar fi nevoie pe săptămână, 2-3 ore, pentru că în momentul acesta legislația spune așa că dacă își deschide un punct de lucru, medicul trebuie să aibă un program de 35 de ore și ca atare ar trebui să angajeze un medic. Ori nu se justifică, pentru că într-un sat mic, așa, nu sunt atâția asigurați, n-ar putea să supraviețuiască un medic de familie
având o normă întreagă, dar dacă se va rezolva acest lucru, atunci va fi în beneficiul pacienților, pentru că vor fi văzuți în satele respective, fără ca ei să meargă acolo unde este cabinetul medicului de familie, și sperăm că acest lucru care se va rezolva. Văleni, Făurei, Băleni de Roman, da? De Roman, da? Da, acolo mereu au fost probleme, după cum știți. Acolo, nu? Făurei și Pâncești. Așa, și la Icușești ce se pare că s-a rezolvat? La Icușești mai sunt încă doi medici de familie. Vorbim de doamna Ciobanu, da? Da, doamna, nu, doamna doctor Ciobanu este în Roman, a preluat un praxis și are cabinetul acolo, și pentru astfel de situații am făcut noi această propunere, pentru că dacă putea să aibă un punct de lucru, deci să meargă acolo la Icușești de ori pe săptămână, măcar două ore, tot ar fi putut să vadă bolnavii care sunt mai în vârstă, copiii, eu știu, pentru că distanța e mare până la Roman. Deci pacientul își poate alege orice medic, de oriunde, dar vorbind de mediul rural, e foarte greu pentru oameni să ajungă în astfel de locuri. Și atunci ar fi în beneficiul pacienților. Și cum, ce se întâmplă cu acel cabinet acolo, că primarul era legat de mâine prin faptul că știți că a fost cumpărat pe ordonanță, nu s-a modificat legislația, v-a solicitat doamna doctor Ciobanu să-și poată vinde cabinetul ăla, că am înțeles că s-ar putea legal vinde. Nu este obiectul nostru de activitate. Noi încheiem contracte. Asta, dacă l-a cumpărat, îl poate vinde. Sigur că da. Dar nu știu care e situația, nu știu care e situația lui. Deci nu vă pot lămuri. Domnul primar spunea că nu poate lega de mâini și de picioare, pentru că nu are cum să fie cumpărat în efectul ordonanței respective. Nu știu, probabil că contract are și niște condiții. Probabil că nu se poate schimba destinația. Nu, sigur, nu se poate schimba destinația. Exact, că eu ce spun? Și atunci, doar dacă îl cumpără un alt medic care ar fi interesat. Altfel. Și aici am trebuit modificată legislația? Păi, ce am spus mai înainte, dacă medicul își poate deschide un punct de lucru, se duce în acel cabinet care a fost evaluat și îndeplinește toate condițiile și vede pacienții. Asta ar fi o soluție. Rețete imputate, nu puteți spune ceva? Putem spune că au fost mai puține decât în anii trecuți și observația pe care o avem este aceea că la întâlnirile trimestriale pe care noi le facem cu furnizorii și discutăm noutăți legislative, dar și întrebări legate de legislația în vigoare, pentru că e adevărat, ei au multe de făcut, în primul rând să-și vadă pacienții, poate nu au timp să chiar să aprofundeze legislația, și noi facem acest lucru și discutăm. Cei care au participat la aceste întâlniri nu au mai avut probleme. Asta e observația noastră. O întrebare referitor la cele trei comune. Aveți idee câți pacienți sunt acolo? În cele trei localități sunt comune? Localități. Medic, da. Nu am datele aici, ele sunt pe site-ul nostru, pentru că avem acolo, la contractare, în baza situației pe care o primim de la statistică, pe fiecare localitate avem număr de locuitori. Și acolo sunt toate. Iar în tabelul nostru, exact pe fiecare localitate, cât s-a normat, funcție de numărul optim, care e 1800 de asigurați, câte sunt ocupate, câte sunt libere, și se văd, dar avem în jur de 73 de norme libere. Este îngrijorător că dacă medicii pleacă sau, mai rău, dacă au decedat, nu mai vine nimeni. 73 în loc. De norme în tot județ. Da, libere. Da. Libere, da. De la an, de foarte la an, mult. Au crescut. Exact. Care este soluția? Că clar, tinerii nu se vor mai duce, nu să se facă duc. Medicină la... Păi noi ne-am interesat și la rezidențiat la Iași, de exemplu, mai mult de doi nu sunt și nu știm că vin la noi. Dar așa cum am spus mai înainte, o soluție pentru județul nostru, de exemplu, și nu numai, că sunt multe astfel de zone deficitare, ar fi să-i permită medicului acest lucru și pacienții să poată fi văzuți. Ba mai mult, bine, funcție de numărul de asigurați de pe listă, își poate mări programul cu o oră, maxim două.
Și atunci pot fi văzuți ca altă soluție, dacă nu sunt medici, nu avem, dar asta s-ar putea face. În urmă cu câteva zile, dacă nu mă înșel, și aici v-aș ruga să mă contraziceți dacă nu am dreptate, s-a încheiat un control la Policlinica Spitalului Județean. Aș fi vrut să știu pe ce perioadă s-a efectuat controlul, de ce, ce a vizat el și care sunt concluziile acestui control. În primul rând, nu s-a încheiat acest control. Este un control tematic desfășurat în cadrul Spitalului Județean Neamț, un control pe ambulatoriu integrat, având în vedere că este un spital cu multe specialități, este în curs de desfășurare. Undeva spre sfârșitul săptămânii, poate la începutul săptămânii viitoare, va fi încheiat și acest control. Și ce vizează acest control? Un control de verificare pe ultimii 3 ani. Și, da, sigur, este verificat din toate punctele de vedere, începând de la programul de lucru până la activitatea desfășurată în respectarea contractului încheiat cu noi. Au mai fost efectuate astfel de controle? Sigur că da, sigur. Pe ambulatoriu este primul pentru ambulatoriu de spital. De spital, pentru că sunt pe sunt controle în general au mai fost. Ele sunt anual. Am vrea să aceste știu controle. Se fac astfel de controle. Mi-a spus chiar la ședința precedentă că există un bilanț pe site-ul CJAS, n-am reușit să-l găsesc. Sunt controle care au fost efectuate anul trecut la farmacii, la centre de permanență. Am vrea și noi să știm rezultatele acestor controle, dar nu după un bilanț anual, ci dacă există un control tematic sau un control inopinat, în momentul în care a fost efectuat, să primim și noi niște informații despre acele controle. Deci, controle sunt nenumărate. Există un plan de control, fiecare categorie de furnizori este verificată măcar o dată la 3 ani. Controle în ambulatoriu se fac tot timpul. Ambulatoriu nu înseamnă numai ambulatoriu integrat al unui spital. Ambulatoriu înseamnă și un cabinet de medicină de specialitate, care are contract individual cu casa de asigurări. Deci noi avem tot timpul controle. Nu, gândirea personală este ca în momentul în care s-a încheiat un control, dacă se poate să știm... Știu, sunt 10-15 controle pe lună. Ăsta a durat foarte, poate chiar mai mult, da. Ăsta a durat foarte mult pentru că acolo sunt foarte multe cabinete. E ca și cum am fi făcut 30 de controle într-unul. Că a trebuit verificat fiecare cabinet de specialitate în parte. Am putea la conferințele astea de să pregătim presă, un astfel de subiect ca și niște rezultate ale controalelor lunii precedente. Desfășurați constant și e bine ca și populația să cunoască activitate. Pe lângă asta revin cu întrebarea. Există un bilanț cu activitatea pe anul trecut, adică cu o sinteză a activității Casei Județene de Asigurări prezentate pe anul trecut? Este menționat în raportul de activitate. Pe care, da, este postat pe site.